Președintele Klaus Iohannis cu o declarație după întâlnirea de astăzi cu premierul și cu miniștrii. Împreună cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri din Guvernul României, o întâlnire foarte importantă. Am discutat despre starea economiei românești în această perioadă de criză, am discutat despre protecția socială a românilor în această perioadă de criză și am discutat despre finanțele publice ale României în această perioadă de criză. Am putut să constat că la nivelul guvernului există multe proiecte foarte bune, există foarte multă implicare și dorință de a rezolva problemele în așa fel încât și românii și firmele românești să treacă cât se poate de bine prin această criză. Este nevoie de măsuri speciale în vremuri speciale. Noi am înțeles că și românii au probleme imense, fiecare în felul lui, am înțeles că și firmele au probleme foarte mari. Dorim să venim cu măsuri de sprijin și pentru oamenii simpli, și pentru economia românească, pentru firmele românești, pentru a nu sacrifica mai mult decât este absolut necesar pentru a trece prin această criză. Fiindcă, dragii mei, criza se va termina la un moment dat și noi ne dorim cu toții că atunci când criza sanitară se termină, România să fie în stare, să fie în situația să repornim imediat economia și să revenim la o viață normală care va veni, pe care ne-o dorim cu toții. Două chestiuni aș vrea să spun în acest context, două măsuri pe care le-am convenit împreună cu premierul și cu miniștrii care au participat la această întâlnire. Prima, și cred că este foarte importantă, se conturează o rectificare bugetară, o rectificare bugetară extraordinară care se face în această stare de urgență pe două paliere. Este nevoie de rectificare bugetară pentru a aloca mai mulți bani pentru sănătate. Sănătatea oamenilor este prima prioritate și pentru a rezolva problemele este nevoie, evident, și de oameni, dar și de bani. A doua chestiune se referă la oamenii, la românii care, din vari motive, nu mai pot merge la serviciu, că se închide firma sau intră în șomaj tehnic și atunci este nevoie de bani pentru a veni în sprijinul oamenilor, pentru a suplini banii care se alocă pentru șomaj tehnic. Deci, pe de o parte, este nevoie de rectificare bugetară pentru a avea grijă de sănătate, de domeniul sănătății, pe de cealaltă parte, de domeniul șomajului tehnic, deci de protecție socială. A doua chestiune, care cu siguranță îi va bucura pe foarte mulți, guvernul este pregătit ca mâine să dea ordonanță de urgență care permite amânarea plății ratelor la bancă, pe de o parte pentru persoane fizice, adică pentru oamenii care au rate la bancă, dar și pentru firmele din România. La cererea celor care au datorii la bănci, plata ratelor se poate amâna cu până la 9 luni, deci practic ratele pot fi amânate până la sfârșitul acestui an. Suntem convinși că până atunci economia își va reveni, oamenii își vor reveni și atunci lucrurile vor intra mult mai ușor într-o normalitate. Iată deja o serie de măsuri foarte concrete care se vor constitui în facilități reale atât pentru oamenii simpli, cât și pentru firmele din economia românească. Vă mulțumesc!
Așadar, doamnelor și domnilor, declarație a președintelui Klaus Iohannis în urma discuțiilor avute cu premierul și cu miniștrii din cabinetul Orban. Astăzi, două lucruri foarte importante pentru noi toți. S-a decis o rectificare bugetară foarte importantă. Asta înseamnă bani în plus pentru sănătate, bineînțeles, pentru că acum este mare nevoie de ei, dar și pentru protecție socială, și vorbim aici despre plata șomajului tehnic pentru tot mai mulți dintre românii care rămân fără un loc de muncă sau cu contractele de muncă suspendate pe această perioadă. Și a doua chestiune foarte importantă pentru noi toți, ne-a anunțat și președintele că guvernul este gata ca mâine să adopte această ordonanță de urgență care prevede amânarea platei ratelor la bancă, atât pentru românii persoane fizice, dar și pentru firmele românești, pentru cel mult următoarele 9 luni. Asta urmează să se discute între fiecare persoană în parte și fiecare firmă în parte cu banca respectivă pe fiecare contract în parte.